Contra caută soluții pentru atacul petrolului. După plecările lui Dore și Iunes, antrenorul vrea un atacant cât mai repede. El spune că l-ar dori pe Patrick Încoi, un vârf care a semnat deja cu găzarii, dar acesta va veni abia la vară. Totuși, antrenorul insistă pentru golgheterul celor de la Fortuna Sittard și speră să găsească înțelegere la oficialii olandezi. Dacă nu, antrenorul contra susține că are câteva soluții de rezervă. În așteptarea unui om de gol, petroliștii continuă antrenamentele la Belec. Ultimul venit în haită este fundașul brazilian Gerson Guimaraes Jr. Într-un interviu acordat site-ului clubului, el spune că Romario Pireș este cel care l-a consiliat înainte să vină la petrolul. Cei doi fotbaliști au devenit buni prieteni, mai ales că ambii sunt născuți la Rio de Janeiro. Fundașul de 22 de ani a declarat că este pentru prima dată în carieră când se luptă pentru campionat și cupă, însă acest lucru nu îl împiedică să-și dorească toate trofeele în tricoul petrolului dar el și ceilalți jucători din lot trebuie să respecte desfășurătorul din Turcia. Staful tehnic a afișat programul pe ore la etajul unde stau jucătorii, astfel încât aceștia să nu întârzie și să nu poată găsi scuze. Deocamdată, fotbaliștii n-au chef de amenzi, așa că respectă orarul. Mâine dimineață, Petrolul va juca primul amical din al doilea stadiu de pregătire cu cernomoreț Odessa, echipă calificată în primăvara Europa League.